vreme, de beție ce melancolie, dar ce melancolie? Ce ne-a apucat pe noi melancolia, romantismul, nu. De beție ar fi vremea așa, un cântec de ăsta. E prea de dimineață. Prea de dimineață pe la 10, nu începe... După 10. Lupta cu asanarea. Da, Corina Miu, Valiconea și doamna Liliana Dubrescu, Tenormanul Vâlcea, ați auzit Olanda, Băile Govora și avem, să știți că a venit un mesaj și... spaniolii care ne urmăreau din Tarragona, din Reyes, sunt acum acasă unul dintre ei și ne roagă să transmite pe cei rămași în Spania, în Tarragona, tot așa un cântec de al dumneavoastră. Ah, exact. Scuzați-mă că vă întrerup. Am un cântec cu străinătatea. Cu străinătatea, da. Să-l cântați. Poate ne vede Ica din Tarragona și mai sunt și rude pe acolo. Câte cu dumneavoastră poate să ajungă și la Roma și în Veneția, pentru că domnul Ilie Gheorghe, zi și Gioie și Genel, este acasă, a adus și o parte din marea lui familie și draga lui familie, pe Dani și pe Roxy și micuța e și ea pe acasă, nu știu dacă la grădiniță, cred că e acum. Dar să-i facem așa o surpriză plăcută, cum îi facem noi de obicei, pentru că și ei ne fac surprize când e vorba de o călătorie prin Spania, așa cum faceți dumneavoastră. Ați fost în Olanda? Cum să nu? Și de ce v-ați întors? M-am întors, că mă mai leagă și aici. Am părinți, am toate amintirile aici. Îmi place țara, e superbă. Păcat că nu e făcut atât de cunoscută cum ar trebui și cum ar trebui să fie cunoscută, că noi repede cu negativele în față, cu negativele, cu accidentele, cu așa. Dar dacă am arăta toți Carpații, Dunărea așa cum e, sau alte ape și alți oameni, poate că s-ar înghesui să vină. Știți cum decurgea o zi în Olanda, de dimineață, de când ieșeam din casă, totul era perfect. Vedeam străzi curate, parfumate, miros frumos, plăcut, oameni îngrijiți, oameni care zâmbeau pur și simplu, nu neapărat să te cunoști. Treceau cu biciclete, țara bicicletelor. Da, da, da. Și toată lumea era zâmbitoare și eu noaptea n-aveam somn pentru că nu mă oboseam cu nimic în timpul zilei. Toată noaptea deci era lumina. Absolut, da. Deja, sincer vă spun, totul era frumos, deci absolut nimic nu m-a obosit acolo. Cred că aș fi avut energie să muncesc non-stop și zi și noapte, cred că nu oboseam. Dar știi cum se întâmplă, doamna Elena? E frumos când te duci ca turist, dar ca să devii olandez, să devii neam sau francez, nu prea poți. Asta este, da. Asta e foarte dificil. Sunt foarte bine cei care muncesc în Spania, sigur că n-ar pleca de acolo, cum e și cazul familiei Ilie, dar când se mai întorc în țară, să parcă să odihnești aici, dar să duc acolo la muncă. Nu poți să fii spaniol ca ei. Așa era frumos când ești așa, unde a stat la Tarragona, 4 minute până la plajă, putea să mă arunc cu balcon în apă. Da. Așa că îi salutăm, le mulțumim pentru găzduire, să ne mai găzdească și în următorii ani. O să avem și bârfa dimineața, o să facem și puțin sport, dar pentru că am vorbit de străinătate... Facem sport aici? Da, neapărat. Nu știu dacă v-ați echipament, dar puteți să faceți. Da, nu mi-am luat Adidas. Ar fi frumos așa, Adidas cu costumul ăsta. Să mă apart, am văzut. În general, mirii, în unele zone ale țării, și au training și au Adidas. Sau costum cu cravată, bagnota de 100 aici și în picioare cu... 100 de euro sau? Da, 100 de euro, nu, 100 de lei, cu ce înseamnă 100 de lei, nu? Firul de la asta, nu, cu 10 lei. Da, bine, și în țara asta oamenii se respectă, da, ori poartă training cu Adidas și ori poartă costum cu cravată, dar tot Adidas în picioare, tot ca să deosebească de ceilalți invitați. Sunt la modă, domnule, chemați și un designer aici să le... Avem rubrica sport și facem și puțină bârfă, că dacă ți-e scădă mâine, intrăm în post, de mâine nu mai bârfim. Dar cântați-ne acum de străinătate. Facem astăzi păcatele de mâine, nu? le spară ploaia care cade. Exact. Haideți următoarea melodie pentru cei amintiți de noi și nu uitați de 0350 40 30 80. Încodru cu frunza verde,
ați deschis așa o rană cu către fata care nu mai vine din străinătate, cu... Da, se mai adună lumea de Crăciun acum, nu? Da, eu l-am creat special pentru mama mea. Care vă urmărește acum de la... De la Govora. Săruna, doamnă, salut, să aveți parte de sănătate și de fată cât se poate mai mult timp în viață, așa, să vă cânte, să vă cânte. Dar acum lăsăm Cucu, vorbim de lup, că a plecat Cucu și se întoarce lupul. Avem și noi un lup în Vâlcea, să știți, care cântă foarte frumos. Da. Domnul Ion Lupu. Da, și-a schimbat părul. Da. Cu cântatul nu. Acum, știți că se mai întâmplă până unde mai cântați, până unde mai adunați, așa, să mai spune ce ați mai auzit, ce ați mai văzut, așa, că de o bârfuliță se mai rostește, nu? Da, da. Vreți să bârfim acum? Da. Avem pe cine. Intuit. Da, avem pe cine. Știți că m-a schimbat puțin așa, nu ca vârstă, că nu mai pot, m-a schimbat așa puțin ca vorbitor. N-aș vrea să mai vorbesc de câte lune și câte stele dimineața, oricum vorbesc de stele, că tot când vin eu sunt stele pe cer, plec mai puțin și o sară, sară și lup. Noaptea, luna. Că doar despre stele mai poți vorbi în perioada asta. Da, despre stele, despre steaua, că mi-am venit la rubrica sport, dar decât să vorbesc 3 ore aici și să iau cât iau luna de pe cer plină, mai goală, primul latul pătrat, aș prezenta rubrica meteo. Da. Și eu? Dar uite, prezint rubrica meteo. Că avem, doamna Daniela, ați auzit de Victor Slav, cel care prezintă meteo. Știți cât știg el pe lună, că ne duce cu zăcărelul așa, cu gradele pe hartă? Cât, domnul? 3.000 de euro. 3.000 de euro pe lună. Doamne. Dacă aveam bani, ăștia venea cu taxiul până la Vâlcea. Nu cred. Nu cred că, de exemplu, dacă ați fi fost în situația lui și avea și pe cineva lângă o jumătate așa, și jumătatea a câștigat mai mult decât dumneavoastră, renunțați la dragoste. Da. Că, uite, Anda Adam, v-ați mirat la 3.000 de euro. Lui iubită. Fosta lui iubită câștigă 1.500 de euro pe oră. Pe oră. Și pentru că dragoste și bani nu se poate, Anda Adam a zis, lasă-mă în pace. Nu, nu te mai iubesc. Rău. Pe 3.000 de euro nu te mai iubesc. Dacă ajung la 6.000, da. Domnul Vali, e gândire pe termen scurt. Da, iubire pe termen scurt. Iubirea ține de salariu, să știți. Da, da. Ține de salariu de cont, altfel nu te mai descurci în viață. Deci sunt două personaje care s-au iubit, pentru că la început au avut salarii legale, după care au început să câștige mai mult și nu s-au mai iubit. Deci, vedeți, cine le oferă salariu, să aibă grijă, să mai ia puțin, că... Ceartă, că... Da. Cât îi dați vreo? Da. Păi dai să dăm și ei la fel, că să ceartă și să... Da, deci acum e o condiție când te angajezi. Cât câștigă soțul? Da. Să-i dăm și soției la fel. Dăm și soției la fel. Acum nu știu, câștigă fetele de la pagina acum. Dacă 3. Pentru 5 minute cât durează rubrica meteo? 5 minute mai mult? Da, da, el vine nu cu 3 ore înainte, că se schimbă vremea. 5 minute înainte. Zăzăm la realizatorii de emisiuni pentru 3 ore cât ar trebui să primească. Și sunt și fete care realizează vremea, realizează vremea. Și e vremea lor, acum că sunt prezente aici, e vremea lor. Chiar dacă plouă ningere, tot dezbrăcate sunt, așa, tot vara pentru ele. Nu e nicio problemă. Dar vedeți, bine că nu mai dau banii pe haine, că scumpe hainele. Da. Au costumații, un jumătate de metru de material, așa, te-ai îmbrăcat din cap până în picioare. Dar ce, să mai găsesc materiale? Nu știu, mai există magazine cu așa ceva? Poate vine cu materialul ei, cu pielea clientului. Da. Avem fetele astea care sunt dezbrăcate tot la pagina numărul 3. Da. Oameni geloși și femei geloase, o să mai vină și o eclipsă de soare. Cine mai duce și eclipsa de soare se întreabă. Pentru că după fiecare eclipsă s-a lăsat cu cutremure și alte dezastre naturale. A fost naturale. Eclipsa, dacă nu mă știu. Păi da, și ce s-a lăsat? S-a lăsat pe la New Jersey și New York, acolo cu Cindy. Deci vedeți tot pe mine să mă invitați în emisiune pentru că vă aduc ploaie. Ploaie, da. Da. Copiii o duc bine pe la școală, dacă au părul lung, li se scurtează, dacă au părul scurt, li se pictează. Acum e pusă doamna care a tuns un băiețel în situația de a fi tunsă și domnia sa, dar probabil că e rasă, dar nu din podoabă, îi se rade salariul. Astea știri din România? Sau? Da, 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 da? Cu altfel cu ce ne băgăm și noi în față, cu ce ne arătăm lumii, dacă nu cu știrile astea. Și uite că se poartă. Și pe la alții. Pe la alții, share-ul. Ați auzit de share? Share și se va da, avea scris când intrai așa, pe strada era acasă, așa acolo era motto. Share și se va da. Cântăreață, nu glumă, și artistă până la urmă. Ci că s-a gândit la tinerete și a dat un tânăr de cu 33 de ani mai tânăr, iar are
știți cum zice la medic, zici 66, acum ce zice 33, ca să asculte plămânii așa. Și aici, da, trebuie de notat de către unii, pentru că au apărut în această publicație 20 de motive ca să-ți urăști soacra. Cele mai grave subiecte de ceartă sunt aduse aici în ziar. Acum, care ar fi pe primul loc? Nu le mai dați. Păi nu, că acum e coadă la ziare. Sau duc bărbații care au motive să ceartă cu soacra. Eu nu am niciun motiv, mă simt foarte bine, ne înțelegem foarte bine, dar acum uite că mai sunt oameni care... Atunci spuneți noastră motivele noastre, cum vă înțelegeți bine? În afara acestor 20 de motive care... 20 de motive să-ți iubești soacra. Da, în afara acestor 20 de motive să-ți urești soacra, pentru care să-ți urești soacra, sunt celelalte pe care le am eu ca să nu-mi urăsc și să nu mă cert. Deci e simplu. Dincolo de astea 20 sunt celelalte. Dar care ar fi pe primul loc, Corina? Părerile diferite privitoare la creșterea copiilor. A, dacă. Ce știți voi, cum am crescut eu, așa încep discuțiile. A să trăiască și cum am trăit noi, că eu umblam de sculț, umblam și mâncam. Noi, pe vremea mea, făceam așa. Nu lăsa așa. Cu pletele, nu lăsa cu fusta scurtă, că uite unde ajunge. Au dreptate, noi ne dăm seama mai târziu, de ce noi bunici, sau socrii, sau soacre cu copii, atunci ne dăm seama că au avut dreptate. Da. Asta nu mai insistăm prea mult asupra acestor motive, că avem motive de bucurie, nu de cealaltă. O să facem și puțin sport, dar înainte de sport, vreau să rog pe Corina să citească numele celor care s-au născut de-a lungul timpului, i-au lăsat ceva în urma lor și poate, dacă sunteți în fața televizorului și aveți cunoștințe de ziua asta, de 14 ani, cu lăsata a secolului, da. O să vă cânte de doamna Liliana Dobescu. Haideți să vedem ce. Bun. Într-o zi de 14 noiembrie, în anul 1650, a fost născut William al III-lea al Angliei, a fost rege al Angliei și al Irlandei din 13 februarie 1689 și rege al Scoției până la moartea sa. Robert Fulton, anul 1765, e inginer și inventator american, creditat incorrect pentru mult timp ca fiind constructorul primului vas acționat de forța aburilor Clermont. Oscar Claude Monet, anul 1840, pictor impresionist din Franța. Friedrich Banting, anul 1891, medic canadian, care este considerat împreună cu fiziologul american Charles Best ca descoperitor ai insulinei. Wendy Carlos, anul 1939, compozitoare și muzician americană, s-a făcut remarcată la sfârșitul anilor 60. Și Gabriela Szabo, anul 1975, atletă din România de talie mondială, actualmente retras. Da, pentru că s-a retras, noi intrăm pe terenul de sport, facem și puțin sport în această după-amiază și în această seară avem 2000.